CFR-ul câștigă cu 3-0 la Faro, acasă. Cam cu aceeași echipă, pentru că vorbim de echipa de după perioada de transferuri din iarnă. Sau în mare măsură. Da, dar cred că l-a fost până între singurele meciuri ale lor. Și ce s-a întâmplat după aia? Cum îți explici căderea, mai ales din play-off? Gândește-te că le-au plecat și mulți jucători. Eu am spus-o de mai multe ori. Opinia mea, cred că CFR-ul a avut cel mai slab lot din play-off. Deci sub șep și chiar. Da, da, da. Sub. Păi, hai să luăm jucătorii. Dar nu doar primul 11. Primul 18. Deci cumva... Ei nu aveau bancă de rezervă. Ei nu aveau, pur și simplu. Chiar nu aveau. Iar s-a și văzut. Scuză-mă, dar cred că nici locul 3 nu meritau. Da, mi se pare foarte interesant pentru că e echipă care în play-off din 10 meciuri a câștigat doar 2 ambele cu Șepși. Iar... Da, da, aduți aminte și la Șepși ce greu au câștigat. Da. Și acasă, până la urmă, n-a fost chiar atât de ușor. Asta am spus, n-a fost niciun meci nu a câștigat. Mie mi s-a părut o ciudată căderea CFR-ului, chiar în condițiile în care, ok, bun, poate e foarte greu să menții același ritm, mai ales cu schimbări, că n-ai cum să nimerești schimbările tot. Și mai gândește-te puțin, dacă nu mă înșel, au jucat cred că cu ăsta 62 de meciuri. Da, e adevărat. Poate 62 de meciuri? S-ar putea să fie mult mai multe decât în alte sezoane. Nu mai țin minte exact. Mult mai multe? Exagerat de multe? Dar despre ce vorbim? Cred că au mai fost sezoane. Cred că au mai fost sezoane în care au jucat mult. Nu știu dacă 62, dar n-au multe jucat, oricum. Acum gândești că au ajuns chiar până în semifinale de Cupa României. De obicei ieșeau foarte repede din Cupa României. Da. Deci de asta spun. Adică... Și nici n-au avut lot. E greu. Se vedeau că nu mai puteau. Și acum, nu știu, pedalau un gol așa, dădeau un gol. Încercau, dar nu... Ți se pare cumva că Dan Petrescu i-a pierdut din punct de vedere al concentrării pe unii dintre jucători, să spunem? Sigur, mai ales în momentul în care s-au pierdut. Cred că momentul decisiv, eu zic, a fost la meciul cu Faro, când a pierdut cu 1-0. Poate acolo, dacă aveau și acel penalti care se dădea în finalul meciului și făceau egal, eu cred că rămâneau acolo. După aia a urmat înfrângerea la Rapid și o prăbușire cumva. Dar n-au niciun joc. Dacă, cum ai spus și tu, în afară de cele două victorii cu Sepsi, da? Ei nu au confirmat. Ok, hai să mă aduc aminte, nu știu, la Rapid, când au jucat în Giulești, au avut o perioadă bună. Au avut câteva ocazii, ok, dar... Dar apărarea e practic cea care l-a trădat pe Petrescu, care altă apărarea dată... Apărarea care mereu era, nu știu, câștiga campionatele. Da, dar uite, îți dau un exemplu, Farul... care a câștigat campionatul, a luat gol în toate cele 10 meciuri din play-off. Păi da, pare da, incredibil. Păi da, da, tu știi cât am spus-o de multe ori. Știi câți jucători au marcat la Fabl? Da, foarte mulți, într-adevăr. Vă spun eu, peste 18 jucători. Da. Peste 18 și jucători. Și e numărul de mai goluri. Mai spunem și mie o echipă care a avut 18 marcatori. Diferiți. Da. Deci diferiți. Îți dai seama ce înseamnă asta? Să ai 18 marcatori diferiți? Da. Deci la Farul Constanța, indiferent cine ți iese din echipă, da? Nu se observă. Da, așa e, așa e. Ți se pare că în momentul de față la CFR ar trebui făcut o reconstrucție masivă? O reconstrucție masivă, da. Eu cred că CFR-ul are nevoie de minim 5 titulari. Minim 5 titulari. Și pe lângă asta mai e nevoie și de rezerve. Crezi că e patronul dispus să investească? Că în momentul de față... Eu cred că da. Eu cred că o să investească. Pe oricine îți vine antrenor, da? CFR-ul, mai greu să cred că o să spună la începutul sezonului, nu știu, ne batem să intrăm în play-off. Păi e bine, sunt foarte multe echipe care spun, ai văzut că și Rapidul a avut cumva tactica asta. Stai puțin, vorbim de CFR. Rapidul a venit din Liga 2. Da. Era normal să o iau ușor, treptat și eu dacă aș fi fost acolo în locul lui Nico la Rapid președinte, la fel aș fi spus. Da. E ușor, iau ușor, treptat. Da. Nu te arunca direct la... nu știu, ne bate la campionat. Da, dar uite că și la ei va fi presiunea asta probabil acum dacă vor face aceste transferuri. Păi da, deja au trecut 2 ani. Da, și lumea nu va mai accepta probabil o clasare pe locul 5. Ești Rapid, București, n-ai cum, trebuie să te bazi la campionat. Rapid, FCSB, nu știu, Dinamo, când era în Liga, erai obligat să te bazi la... Așa e, da. Cum ar fi acum Rapidul să... nu știu, să înceapă campionatul și să spună încercăm să ne calificăm în play-off. Eu mă refer și cumva și la investițiile care se anunță, pentru că și CFR-ul cumva, așa cum spuneai și tu, dacă ar trebui să schimbe 5 oameni, e clar că va trebui să investească și va trebui să investească, atenție, fără o certitudine a unei calificări în grupele Conference League. Depind foarte mult, nici nu mai vreau să vorbesc dacă pierd meciul de joi. Adică depind foarte mult și ce se întâmplă joi, depind după aceea de alte meciuri dacă o să intre în grupe, pentru că de acolo vin bani.
Contează foarte mult, adică cred că și bugetul o să se facă după ce o să se vadă dacă intră CFR-ul în grupe, pentru că, da, repet, au nevoie de jucători, ei stau. Da, dar gândește-te că momentul ăla s-ar putea să vină undeva cam prin a doua jumătate lui august, dacă ei au norocul să treacă de câteva tururi preliminare. Păi da, dar oricum, până atunci, oricum cumperi niște jucători. Am zis că atunci, dacă ajungi așa, mai apeși pe pedala de accelerație, să spui ok, ne-am calificat și mai putem să mai luăm 2-3, da? Dacă nu ne-am calificat, ne-am oprit aici. Oricum, cred că o să vândă și ei 2-3 jucători, dar nu e clară treaba că acolo trebuie să aduci jucători, da, pentru că nu au dat randament mulți care au venit.